Hai, bună dimineața, fraților, și bine v-am regăsit într-o nouă zi frumoasă de pescuit. Ancora e pe zonă, după cum se vede, 9 și 5. La ora 8:50 am venit. Sunt cu fratele Narcis pe zonă, până mi-am aranjat eu fiderele. A cam trecut ceva timp și hoțul ăla deja a prins câțiva carași mari. Eu am prins doar o bucată. Eu am dat unul la înregistrare, dar n-am avut bateria pusă. Uite. Mamă, ce-a tras-o la fund. Ia să vedeți că dimineața acum e un show puternic. Uite, mi l-a făcut fratele Narcis pătrățică aici. Ia să vedeți acum ce-l iau. Vreau să stau un pic pe el, să vedeți acum în direct așa. Am aruncat doar un fider și o să vă spun imediat, pescuiesc cu o singură lansetă și cu două fidere, brother. Fiderele le dau la apă, frumos, cu popapuri, dar pescuiesc cu o singură undiță, la pătrățică de mămăligă și la cocoloș. Hai că e la ea. Rateu. Să vedeți ce stau pe el acum dimineață, câteva ore cât mănâncă el, că după aia o să mănânce greu. Am luat analiza la... Vedeți ce frumos și ce ușor îl aruncă în apă, nici nu se aude. Dacă stați aici, nu o să auziți. Rar o să auziți când îl arunc tare, finuț așa, și nu mai vorbim, nu nimic, eu vorbesc foarte încet. Dau eu sunetul mai tare. Hai, brother, hai, uite-l. Hai că e ce trebuie, iau ce zice Narcis. Hai, sius, te n-auzi. Hai, sius, fata mea. Hai, brother, așa, pe zonă. Ăștia sunt carași de dimineață. Vorbim încet, că mie îmi place. Mamă, câta caroiu! Hai că-i treabă, Narcise, ia uite la-i brother. Mamă, câta șarpele. Hai că... Astăzi vreau să... A? Ia uite-l de brother. Are jumătate de kg, ești prost? Ia uitați-l, brother. Abia poți să-l țină în mână, ești nebun. Hai că da. Ok, știți care-i treaba? Stau de el azi. Stau de el. Cât mănâncă dimineața acum... La pătrățică. După aia, la fider. Ia să vedem dacă e la fel ca data trecută. Îmi iau revanșa sau nu? Ia-l. Ia uite ce l-a... Ce l-a luat brotherul. Ia zi, brothere. E pe zonă? Hai că da. Hai sus, uite-l cum fuge cu ea. Ia uite-l, a pus-o pe lat, mă, hai sus, ne uși. Hai sus, băiatul, haide. Hai că chiar că e bună situația. Hai sus, mă, haide, ia uite ce frumos e, e galben. Galben de odobești. Hai sus, mă, n-auzi, mă. Mamă, ce frumos e, bă. Adevărat. Bă, vine mai rar, dar vine mai des. Da. M-am uitat la fața ta când ți-am zis asta. Tu vrei să zici ca și cum, da, ai dreptate, și după aia te-a bufnit râs. Bă, vine mai greu, dar parcă vine ușor, eh? Ia fii atent ce fac. Dau de aici mai departe, știi? Ia uite-l. Mamă, ce l-a luat ăsta? Haide! Ai sus, ne auzi! Ia să dau eu, că am dat mai departe un pic. Ia uite-l pe ăsta, cu două lansete. Cu două undițe în mână. A, brother, haide! Hai că da! Așa vreau.
Hai să rupem. Haideți să vă spun cu ce dau la feeder. După cum vedeți aici, peletele le-am lăsat să lucreze. A, uite ce, e aur. The Gold. Peletele de la Claumar Premium Red Krill, cele de 2. Nu le-am făcut pe toate, iar nada de apă rece, o pungă întreagă, am făcut-o aici. Și bineînțeles că mai aveam cam un sfert de CSL și betaină HC le-am pus puțin. Deci am amestecat aici și ar fi trebuit să fie nenorocire aici, de brotherii mei. Vreau să pescuesc separat, adică o să pescuesc cu pelete, o să le las aici frumos și totodată o să duc și nada de apă rece, dar mai întâi trebuie sitată, iar nada de ieri, de la partida de data trecută, o voi pune eu aici în găletușa asta, așa, prodăraș, miroase bine și mai dau și cu ea. Eu oricum vin, s-ar putea să vin și mâine, nu știu 100%, dar de-aia fac cantitate mai mare. Iar acum trebuie sitată, după care umectată cu pulverizatorul, care nu trebuie să vă lipsească. Uite așa, pac. Mai sunt, sitarea e obligatorie dacă vreți să prindeți pește, brother. Indiferent că pescuiți cu momitor, cu pelet feeder, cu metod feeder, cu coșuleț și la coșuleț peste tot, deoarece nada trebuie să lucreze. Și ca să lucreze trebuie să fie spartă. A, uitați, vedeți? E, e altă mâncare de pește. Începe să coleze, că am lăsat-o să lucreze, dar o să o reumectez. Vedeți că mai sunt particule care nu s-au... Așa. Particule care nu s-au spart. Uite, dacă sitez eu doar așa, ca pe mălai, observați că au rămas niște bucăți. E, astea sunt supraumectate, adică au mai multă umiditate decât ar trebui să aibă toate la un loc, adică nu e bine. Iar împingându-le prin sită, ele se sparg. O să vă arăt eu odată la, cu camera, cu zoom, așa frumos. Gata. Și vedeți ce nu vă trebuie. Oricum, rămân bucățile alea mari, în caz că aveți nevoie să selectați porumbul, da? La metod, când pescuiți la finețe, după care, ia uite, umectați cu pulverizatorul perfect, adică nu se mai face gogoloi ca și când arunci cu cana, cu mâna, cu sticla să torni apă. Se umectează perfect, pentru că pulverizează, de asta și spune pulverizator. Și eu mă uitam înainte, bă, ce fac ăștia, mă, de... Mă uitam la un pescar de feeder, ce face, mă, nu poate să ude cu mâna chiar așa figuri pe el, dar nu sunt figuri. E o necesitate, e ceva care, ia, cum miroase, hai de capul meu, perfect. Ia uite-l, ai sus, ai sus, tata, n-auzi? Ai repede, ușor, așa, vorbește cu Narcis, ai sus, n-auzi? Hei, mamă, e frumos, brother, ia uite. Are 343 de grame. Cântărit. Păi ia, mă... Oi, cu ce. Ia uite la feeder-ul, ia uite feeder-ul, ia uite feeder-ul cum face, brother, ia uite. Stai că n-am cum cam peștele mână. Ia uite, ia uite feeder-ul, ia uite-l. Hai, sus. Ce să-i dau, că nu cred că l-am luat. Ia. L-am luat, bă. Ia uite-l, bă. Ai văzut, mă, cum vine la feeder, mă? Ce? S-a înțepat, da. Stai așa să-l pun, că nu stă în ăsta, gata. Ai văzut, mă, ce înseamnă fiderașul meu, mă? Pelet fiderul meu, mă? Uite garoiul. Nu e. Ia uite-l. O, ce că nu e, bă. De fiecare dată zic că nu e mare și când ajunge aici... Brodăraș, ce vă spun de fiecare dată? Pelet fider, uitați-l cum arată. Uitați-l cum arată, că o să-mi comand 10-15 de astea. Nu de alta, dar e șmecher. Vin garoii la mine. Hai că vin garoii la mine. Lumea se plânge pe Facebook că n-a avut un țac la 24 de ore, că nu știu ce. Și eu dacă nu dau norme, uite.
Da, finețea spune totul, brotării mei. Ia, clipsat, frumos. Ai sus, ia uite-l, țop, gata. Acolo, atâta las, gata, eu nu-i mai fac nimic. Și bag repede pătrățica și dau de el. Ia să vedem acum, ia să vedeți. Ia să vedem împreună, mă, ce să vedem. O pătrățică mai mică, pac, și la atac. Hai că dacă era sună... Da cum, fratele meu? Da cum? Ia uite-l, mamă, vine pe deasupra. A venit cu trenul de patru ăsta. Nu e mare, dar e mic. Ia uite-l. E mititel. Bă, dar frumos, bă, nu pot să-mi dau seama cât de frumos e. Nu pot să-mi dau seama cât de... Cum? Ce culoare are, ce colorit frumos. Și știi cât de dulce e? E dulce ca sare. E dulce ca sare. Hai că-i treabă băieții mei. Nu vrea la undiță, vine la... La ceva tot vine. Din două fidere și o nenorocire de nadă. Stai așa. Am aici o nenorocire de nadă. Am amestecat peletele cu nada de apă rece. Conține și cesele și tot ce trebuie. Și e un miros superb, adică nu știu cum îl percepe peștele, dar văd că îi place. S-a diminuat prezentările, trăsăturile, chemarea peștilor, dar le aduc eu înapoi. Ia uitați, fraților, fiderul verde, lasă să tragă un pic ca să vedeți cum trage. Poate sunteți curioși. Uite, îl vedeți? Cel de aici, cel din stânga. Ia uite, îl vedeți? Hai, fata mea, hai. Stai așa să mai, mulinez eu ca să vină în bătaia lui, că s-a agățat, gata. Ia uitați. Ia să-l vedeți. Ia uite-l. Țac, țac. Ia. E luat, mă, garoiul. Mamă. Se simte burduf. Bă, ăsta e serios. E serios ăsta. Mamă. Ia uite-l. Stai să-mi iau undița, dai să nu cumva să dea în ea. Așa. Nu te duci încolo. Nu, gogule. Iși, ne uși. Ia să vedeți garoi ce am. Mamă, s-a băgat în brădișul ăsta. Bă, ce baftă pe el. Ia, unde-i? Bă, ești nebun. S-a băgat în brădiș, brodere. Și trage și bine. Nu știu dacă e ciortan, dar... S-a băgat aici. Să-l las eu un pic așa. Uite. Mamă! L-am scos, mă! Nu, mă, e garoioi. E garoioi, bă! Ai văzut? Ia uite. Mama, are jumătate de chil. Are jumătate de chile și prost la sub braț. Mamă! Haide, broadării mei, să-l iau cu minciogul. Mie că se rupe. Ia uite ce coadă scurtă am și-o la ăsta. Lasă-mă, ăsta e bun de haut, dar îmi cumpăr altă. Mă duc acum, mă, săptămâna viitoare la Claumar, știi? La brother și mi-au o coadă de 3 metri. Nu știu dacă găsesc de 3 jumate. Haide! Vrei să vezi cum arată un caras de jumătate de kil? Ia uite-l! E țapardel, băi! Și cine crezi că m-a salvat? Pelet Fiderul, brother. Mamă, cât agaroiu! Doi de ăștia un kilogram! Măi, că da! Frumoși, fraților! Ai văzut cum trăgea de... Ce vorbim noi aici? Stă strâmb în găleată, bă! Oh my god! Hai că-i treabă bună, brodări! Păi unde crezi că mă uit, brodări? Nu stau cu ochii pe vârful lor? Hai, sus!
Bate vântul, brother, da, Narcis e pe zonă, s-a mutat pe colțul ăla. Și eu... S-a mutat, bate și vântul din partea, ce... deci din față. S-a mutat vântul, nu mai e ce trebuie. Dar în caz că nu mai e, eu tot dau la cocoloș, la mămăliguță. Și ai sus, pe aici, 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 pe aici. Cum e prins, nu o să scape. Mamă, ia uite-l, bă, părule. Mamă! Tu ăsta e din ferma vedetelor. Ce mare e de brother. Hai că e mare, e frumos. Ia uite-l. Mă. Îmi sună telefonul, brother. Au toți frățiorii mei. Garoi. Și ăsta are coș, ești la pubertate. Aici cred că e un parazit ceva. În fine. Parazitul ăla o să dispară la congelator. Ăsta vrea să scape. Mare e, brother. Mare rău. Mare rău. Garoi. Garoi mari. Și nu sunt ăia furajați. Sunt ai bălți originali. Pescuiesc cu niște popapuri de 6 de miere. Le folosesc pe astea mai micuțe, deoarece peștele e la bătaie. E și el mai sensibil așa cu mâncarea, nu prea mănâncă mult, puternic, dar și când se agață de cârlig, sare în sus 2 hectare. Și eu trebuie să fiu pe zonă. Ca să fiu pe zonă, trebuie să echilibrez cârligul, bineînțeles că vor veni în vlogurile următoare, cum să facem toată partida să iasă perfect. Adică tutoriale de-astea șmecherași. Dar nu știu când să facă, uite, tot vin la pescuit, sărim în sus, canalul a sărit în sus, câte 30-40 de mii de vizualizări și culmea că lumea are ce învăța de la mine. Nu ca alții, haide să vă arăt noua mulinetă, noua lansetă, fel și fel de manevre. Vă spun exact ce și cum, pac, pac, și voi puteți să folosiți ce n-a de doriți. Eu le folosesc pe cele de la brotherii mei pentru că sunt foarte mulțumit de ele. Așa că n-am de gând să, dacă ceva merge și e perfect, cum e rigul, montura, tot, dacă merge, ce rost are să schimb ceva dacă eu prind și e treabă bună? Că mai schimb cu un cârlig, mai schimb pop-up-urile, mai schimb unele nade între ele, dar dacă totul e perfect, ce rost are să schimbi? Hai să vă spun un secret, brotheri. Forfecuța aceasta, tocmai, va tăia metodul de la cea din dreapta, deoarece nu... Am avut trăsătură la ea, m-am avut o trăsătură, de ce să zic, dar nu e treabă, deoarece pe substrat e foarte multă vegetație, iar metodul pe substrat cu vegetație, după cum bine știți unii dintre voi, nu se împacă foarte bine, deoarece poate să cadă într-o parte și imediat cum se descarcă, cade pop-up-ul și peștele mănâncă și nu se produce înțeparea. Așa că schimb combinația. Hai să dăm drumul la fir. Gata. Gata. Și tai firul. Facem altă combinație. Gata. Scoatem metodul. Nu e treabă. Am observat că nu e ce trebuie. Gata. Trebuie să schimb ceva. De ce spun asta? Deoarece la pellet feeder-ul cu care prind, cea din stânga, prind într-una. Deci, hai să fim serioși, la aia de ce prind? Deoarece se prezintă mai bine pe pellet feeder. Iar dacă vrea pellet feeder, o să-i dau un pellet feeder. Nu mai am pellet feeder ca de la lansata din stânga, așa că mă mulțumesc și cu acesta de 30 de grame, cu care am prins data trecută. Deci e foarte ok. Am dat cu două momitoare pellet feeder. Asta intră mai greu aici. Ar trebui să-i scot eu prima oară căciulița asta, după care să-l introduc pe aici. E o țevușcă micuță, mai că e țevușcă, și îl scoatem pe aici, perfect, și gata, îl lăsăm să culiseze pe el, n-avem treabă. După care pregătim rigul, dar facem aici un laț dublu, adică băgăm vârful lațului prin gaura covriului și încă o dată, de două ori. Gata. Și strângem. Tăiem surplusul ca la bunica acasă. Iar prin celălalt capăt, adică capătul de la vârtej,
băgăm firul și îl scoatem, de fapt introducem prin buclă pop-up-ul, bine că o să-l schimb, pop-up-ul cu tot cu cârlig. Uite așa. Gata. Și s-a efectuat un laț și de aici nu mai are cum să scape. Și se prezintă așa. Și el se va duce aici, exact unde trebuie. Gata. Vedeți? E absolut perfect. În momentul ăsta testăm să vedem, deoarece cu cârligul acesta se echilibra cel de 8, dar nu, cred că merge pe 6, e ok. Mai tăiam puțin din el, se echilibrează perfect. Am lăsat eu, după cum se vede, ia să vedem dacă se vede. Da, se vede. E absolut perfect. Acum iau borcănașul și îl testez. Eu întotdeauna fac chestia asta, absolut, ca să fie ce trebuie. Ia uitați, îl vedeți? Și el nu se ridică foarte mult, dacă îl observați, și nu-mi place atunci. Ce fac în cazul ăsta? Ar trebui să se ridice mai mult. Arunc pop-up-ul ăsta, că l-am găurit, îl iau pe cel de 8, tot de miere, galben, de la Brothers, galben 2, așa, și îl testăm. Din ce am testat eu și l-am probat cu metodul, trebuia să rup un pic din el. De ce spun asta? Ia să vedeți. Ia uite-l. Îl vedeți? Deci el stă, se ridică în sus. Stă pe vârf, chiar pe vârf. Cum ar veni, e maxim de critic echilibrat. Și eu mai ciupesc puțin din lateral. Un pic, un pic de acolo, un pic de aici. Perfect. Și acum o să stea ca să nu-l ia nici valul. Ia să-l vedeți. Asta nu știu cum să-l pun eu, că se răsucește după borcan. Cred că așa se vede perfect. Că bate și soarele. Da, vedeți? Și el o să stea chiar în vârf. Uite așa. E, peștele când vine și-l absorbe, chiar o să mai scot eu puțin din el. Uite așa. Peștele când vine și absorbe nada din pellet feeder, gata, e, vedeți? Ia uite-l. E, aoleu, e aur. Exact, exact așa îl testez de fiecare dată, pentru că poate să fie un pelete mai uscat și un pelete, o să-i dau matrița jos, că nu mai folosesc, și un pop-up poate să fie mai flotant, gen, și unul poate să fie mai greu. Și atunci îl încercați. Vedeți cum mă arată, cum l-am pus eu? În felul acesta, el când se eliberează din apă, se ridică pop-up-ul aici. Vedeți? Și cârligul stă pe substrat, stă exact aici unde e. Șmecherie. Și atunci peștele când vine nu are cum să nu se înțepe, pentru că el absorbe. Cum se hrănește peștele? Suge, absorbe. Și absorbe și pop-up-ul fiind super echilibrat de pescar. Adică în cazul de față de mine. Și în cazul în care vă duceți și voi la pescuit, să știți și voi cum să faceți. Nu vă mai grăbiți, hai să aruncăm toate alea în apă. Hai să facem că dacă arunc mai repede în apă, gata. Ia uite, clips, frumos, îl lasă să se așeze pe substrat. După care pun aici lanseta și să vedeți că o să prind și la ea. Pentru că am schimbat. Mai folosesc metodul. Deoarece am văzut că e zăpăceală pe substrat. Unde sunt plante, nu pescuiesc cu metod. Da, broadere, bagă-ți feeder-ul, că am eu nadă, știi? Îți dau eu nadă. Vrei să dai la pop-up ca mine? Îți dau eu pop-up și îți fac eu un rig dacă vrei. Vrea și Narcis să... Ia uite-l, bă! Ia uite-l, bă! Tu, mamă! Păi nu, nu-l ridic, îl iau cu minciogul, dar a intrat în brădiș, brother. Mamă! Ia uite, bă, ce hoț e, bă! Ia uite-l! Aha, aha, nu, nu-l ridic. Aoleu! Haide! Ia uite, bă! Ce? Hai, brother, hai! Ia uite, mă, na! Se umple. Mamă, ce greu e cu brădișul ăsta, băi. Vezi? Ia fi atent, acum numai brădișul am scos. Ia uitați, mă, brădări. El se bagă în brădiș. Garoiul. S-a supărat Narcis, a zis, gata, dacă tu prinzi la alea, fă și mie manevră. Păi ce ai, mă, la ce metod? Cu ce pescuiești? A, cu metod? Ai matriță? Păi nu, dar la mine
Ia uite-l, brother. Ia uite garoiul. Șorpolou. Vipera neagră. Felicia. Oi, că da. Stă îndoit în găleată, brother. Și e plin de brădiși. Aici am băgat un vârtej cu lisant. Așa. Și acum pop-up. Hai, mă, întinde-ți ăla. Întinde-l ca să-ți facă rig. Îți dau eu pop-up-uri. Îți dau cutiuță de pop-up-uri să ai la tine. De-astea șmechere de 6. Îți fac eu rig, da? Tu pune-l pe linia principală. Scoate-o, fă-o. Și îi fac și lui toată combinația asta. Fratele meu, trebuie să ne ajutăm între noi, pescari. Brotherii. Brotherul meu, așa că vede cum prind eu, doar că nu are el de la metod. Vedeți? Și el când se ridică, stă în vârf. Exact. Ați văzut cum îi iau garoi. Stă în vârf. Când vine peștele să sugă, că nu vine în 10 minute, că el după ce o să iasă din bătaie, că e la bătaie, e la caras pe deasupra, dacă arunc un prostovol de la, Doamne, dacă nu iau 40 de chile. Ia să vedem, brotherul, feeder-ul. Ia uite-l. Stânga-l, vedeți? Pelet feeder-ul, ia uite-l. Hai că se vede. Ia uite-l. Ia uite, a detensionat-o, ia. O mai tensionez un pic. Ia uite-l. Gata, vine încoace, hai. Și. Ai văzut, mă, ce înseamnă să fie cârjă? A, uite-l, vărule. Ia, cum lucrează băiatul? Ați văzut, frățiorii mei? Băi, Narcis, când o fi să-ți iei, ia-ți, nu-ți mai lua d-alea, bă, cu talpă. Ia-ți pelet fidere, broadere. Tu vezi ce treabă fac cu ele? Nu mai am decât unul, că îți dădeam unul ca să pescuiești la el. Și de tot. Gata, brotheri. Deși că nu e firesc ceea ce fac eu, așa ca să mă joc țurca cu el, că poate scăpa. Uite-l, mă, ce curat, ce culoare, mă, ce colorit. Bă, și e dulce. Zici că am pus zahăr pe el când îl mănânc. Atât de dulce, are o carne superbă. Da, e garoi mare, băi. Vezi cum face? Ia uite. Să vezi că are jumătate de chile, ești prost. Ia uite cum sare. Mamă, ce fac aici zilele următoare, Narcise? Stai să iasă de la bătaie, să vezi ce fac aici. Ce de roșioară iau ca palmă. Mamă, ia uite-l, bă. Mamă! Da, s-a mai liniștit vântul, presiunea, văd că s-a mai... S-a băgat în brădiș. Mamă! Ai, șis! Ia uitați-l, brodări! Vrea să se sinucidă! Hai că nu e chiar uriaș, dar e frumos! Am scăpat unul că am vrut să mă duc undița mai într-o parte, dar nu mai plec de aici. Da, frate, da. Nu vrea la undiță, nici la mine, nici la el. E mai complicat în perioada asta, dar... Pellet feeder-ul nu mă lasă! Nu mă las. Uitați-vă și voi. Cât de frumos e. Mamă, ce m-a speriat. Mi-a dat fatala. Mi-a dat cu piciorul. Da. M-a julit la coate. Nu, e mă, că nu se poate. Sunt... M-a născut mama cu har. Cu har de pescar. Să-i sparg. L-a luat la feeder, brodere. Ia uitați-l, brodere. Hai că moare, mâncava și gura voastră. Mă, nu știi, bă, pelet feeder-ul, mă? La feeder, brother-i. Adică bățul de feeder. Dar, în general, pelet feeder-ul care face treaba. Cred că se vede. E destul de frumos. A venit peste cealaltă. Nu. Stai. Gata. Mamă, ce apă limpede. Ia uite-l. Cred că se vede, nu? Uite garoiul. Ce nesimțit a fost. Stai să-l țin pe sus. Repede. Am prins garoiul, mă. Trecuse pe sub aia. Garoiul. Ce credeți? Să vă mai spun ceva. Cineva care
A recunoscut balta, a spus, bă, eu de câte ori am pescuit, mănânci rahat, că n-am prins niciodată pești, că caraj de aia mare. Am prins câteva fâță de alea mici și a fost de vreo 4-5 partide. N-am ce să spun. Eu văd că îi scot garoi la secundă, nu știu cât de hoț aș fi, cu cine aș fi, dar, na, ce să spun. Nu mă interesează părerea nimănui, mă interesează părerea mea și îi scot. Ia uite, am văzut fel și fel de pescari, dar nu sunt pescari, mă, fel și fel de amatori, că n-am ce să spun. Un pescar adevărat știe. Păi când vreodată să bagi, uite peștele ăsta cât e de obosit, să-l bag în cărlig, să-i dau drumul ca să ce? Ia uite, vână pe el. Păi mai face peștele ăla când îl mai bagi în cărlig, mai are el vână asta? Hai, mă, despre ce vorbim noi aici, mă? Vindem flori, floresei? Hai că da, am zis-o bine. Învățăm cizmarul cum să facă cizme? Bă, dar cum l-ai înghițit, mâncați ești? Talentul tău! Ce vorbești, mă? Gata. Gata. Frumos rău garoiul. Mamă, ce a tras la feeder. Pe praful ăsta s-a lăsat căldura. După cum vedeți, mi-am activat, am activat umbrela, brotherii. Că uite, s-a... Deci era norat. Ia uitați-vă cum arată. Era tot cerul negru, ca și picurat. Și brotherul vrea să facă o partidă memorabilă, memorabil, a memorandum, la pește. Eu am șanse să prind și crap. Deși că aici crapul e mai pervers, e mai cu șchepsis crapul, e sălbatic, e crap sălbatic. Oamenii, dacă nu năvodesc, când bagă pește, acum 2 ani mai băgat o tonă de crap, din câte am înțeles. Și crapul e crapul bălții, carasul bălții, adică de la negru, ați văzut cum arată, mare, garoi. E destul de cunoscută balta, dar lumea nu prinde. E cea mai mică problemă, că nu prinde lumea. Pe mine mă interesează să prind eu și vă arăt cum să prindeți, că nu vă spun balta ca să veniți și voi, gen, să pescuiți. Nu mă interesează chestia asta, n-o spun din răutate, ci o spun pentru că nu vreau să mă înjure lumea, să zică lumea ca înainte, cum zicea, mai duceam eu pe câteva bălți și v-am spus pe ce bălți per. Aoleu, că ești mână-mână cu patronul, că ți-aduce patronul pește să bagi în cărlig, mă înjure de familie, de copii. Dar ce am făcut, mă, sunt bătaia lor de joc. Păi până când? E asta că nu mai spun eu nicio baltă, să nu vine niciun patron să-mi zică să fac reclamă. Decât tata, dacă învie, dacă învie tata din groapă, atunci poate aș face, dar în rest la nimeni, nu mai spun un nume de baltă. Uite-l, frate, e destul de micuț, dar a venit și la cealaltă. Și fiți atenți, i-am spus și lui Narcis. Știi ce am făcut Narcis, da? Am adus vadul mai încoa, că n-aveam trăsături acolo. Ai înțeles? Da. Și am venit mai aproape cu Nada, cu patul, cu Nada. Hai că am venit cu Nada. Da, așa să îi dau să vină mai încoa. Ia uitați-l, brother. Mai micuț, dar ăsta e... Da, ăsta e mai micuț, dar parcă e mai mare. Haide, m-a făcut luarc. Așa, brotherașii mei. Tăi că ăsta s-a răsucit aici. Exact ce v-am spus eu. Când vă duceți la pescuit, ia faceți ca pescarul ăsta, cum zice lumea, copilul bălții. Zici că ești papa, e marinarul al bălților. Ia să vedem, mă, cum face Shari Vlogger. Puteți să pescuiți chiar cu ce pescuiesc eu, să vedeți. Apă rece de la Claumar, Nada, apă rece. Și cârlige, pop-up, fir ca lumea, da? Micuț, cesele. Și încercați să pescuiți ca mine. Și dacă nu o să prindeți, atunci puteți să mă înjurați. Da, de fapt, nu mă înjurați, că dacă mergeți pe o baltă unde nu prindeți nimic, nu-i vina mea. L-am luat la feeder, la pelet feederul meu. Salut, Narcis! Salut! Ai văzut? Ce bravo mi-e, mă, tu când îi luai la undiță și te înjuram de tot ce îmi ieșea în cale? Glumesc, mă. Suntem pescari amândoi, ce-i drept. De ce să mănânc un rahat? Ia să-l vedeți, brodărași curați. Brodărași curați. E garoi mâncat așa. Ia uite-l, ia se vede în apă, nu știu dacă-l vezi. Ia uite-l. Nu se vede, da. Ia uite-l, brother. Ia uite-l. Ia uite-l. Mamă, hai că e bun, hai că e senzual, hai că e Simona senzual. Ia să vedem, păi trebuie să mă duc să-mi iau, când mă duc săptămâna viitoare, mi iau
alt cotor de ăsta. Aici, broadere, 450 de grame. N-ar fi rău dacă ăștia cu tractoarele n-ar băga să ia apă de aici, dar ia uitați-l, broader. Ce zici, fratele meu? Mamă, e 500 de grame cocoș, ia uite-l. Bă, ia uite-l, bă, ce-i pe el. Are și o tăietură aici. Ia fii atent, ia uite, băi. Are, l-a luat cormoranul, mă, ia uite. I-a dat cioc. A? Cormoranul, uite, are o urmă de dinți aici și un cioc aici înfipt. Ai înțeles? L-a prins cormoranul. Dar n-a putut să-l scoată, că era mare. Hai, și. Bă, ce milă mie de ăsta, bă, cred că o să-l fac saramur. Da. Aproape 700-800 de grame. Are, brother, are că e mare. Ia uite, ia uite. Ia, jihadul! Ia să-l vedem, brotherii mei, că uite, a venit la dreapta. Narcis se supărat că nu prea prinde pește, cum sunt și eu de altfel, dar nu arătăm, ia zi, brother. Dar, auzi, sincer să fim, ia uite, bă, garoiul, bă, ia uite-l. Nu știu dacă se vede în apă, ia uite-l. A? Sincer să fim, noi prindem pește, pe unde mergem. Suntem meseriași? Hai să-i dau un pic de fir. Ia uite-l, ia uite-l cum a plecat, ia uite-l. Păi nu e, măi, am dat un pic de fir. Hai, lăsați, brother, nu-i problemă, că-l iau eu înapoi. Vine înapoi, mă, se duce până la magazin și vine înapoi, a zis. Dacă spun. Ia să vedem, brotherii mei. Vorba lui, dacă mă joc cu el. Uite, garoiul ce-a scăpat. Da, brotheri. Nicio problemă. Îi fac eu capcana la loc. Peletele de krill, red krill, amestecate cu nada de apă rece, ca să înțelegeți și voi. Un pic de CSL pentru cei care întreabă, da? Și cu niște betaină HCL. Deci, rețeta funcționează. Dacă ați observat, și când mănâncă mai prost, tot dau de el, da? Deci nu e chestia că nu îl prind. Pescuit clipsat, a ajuns în clips, frumos, îl pun aici, nu-l mai mișc, gata. Trăsături frumoase, finuțe. Ăsta e pescuitul, brotherii mei. Ia uitați câte roșioare sunt pe acolo. Nu știu dacă se observă. E apa destul de limpejoară. Nu e chiar foarte limpede. Dar se văd roșioare pe sus, pe deasupra apei. Că a ieșit soarele. Frumos, frumos aici. Ba din contra, aici o să vin mereu. Gen. Cu baba pe zonă. Avem aici tot ce trebuie, de la mic la mare, în orice împrejurare. V-am arătat cu ce pescuiesc. Nu trebuie să vă arăt de 400 de ori. Se pare că aceste opțiuni sunt superbe. Această pisicuță, după cum observați, bă, își face treaba, viața inimii mele, nu ca alții. Mamă, ne ascunde numerele de matriculare când facem o poză. De cine vă feriți, mă, de ANAF? De cine? De hoți? Ce credeți, că dacă îmi vede mie numărul călăraș 30XXX să-mi sparge mașina? Hai să o spargă, îl băgăm, îmi cumpăr și o mașină nouă. Hai că nu, ancorai pe zonă. Narcis s-a schimbat puțin tactica. Ai apelat la o variantă ajutătoare? Da. M-a apelat la o vargă. Varga asta văd că e pe numele tău. Da. E pe mâna ta așa și pe numele tău trecut. Ia uite, bă, pești, bă, ești nebun. Se văd în apă. Da, frate. Uite că te ridici, că bate soare din partea asta. O grămadă de roșioare și carași, ești nebun. Ia uite, uite. Ia și melodie pe fundal bătrână. Pe găleată frumos, așa cu pătrățica între picioare. Așa. Nu-i problemă, brother, stăm de el. Și fiți atenți câte ceasul, brother, dacă cumva vă întrebați. E 4 și 3 minute. Cam peste oră începe activarea. Știți bine că cântarul să arate și acum. Ce frumos a tras. Hai, mă, că-i dăm noi de cap, brother. Gata, brother, l-am luat înapoi. Doar ce a plecat, dar a venit înapoi. V-am spus că îmi iau revanșa. Uite-l, să-l vedeți că e identic. Uite, în apă, sus. Cred că se vede și o să vi-l arăt eu imediat, ia uite-l. Uite, mă, Narcisă, că a venit, brother. Ai văzut? Ți-am zis că a plecat până la magazin și a venit înapoi. Și a luat o sticlă de bere, un pachet de lapte și o cană de țuic. Uitați, la pop-up-ul pe care l-am ciopărțit, dar totuși l-am egalizat. E un pop-up de 8,
Dar cârligul se echilibrează cu un pop-up de 6, dar să fie un pic mai umflat un pic. Astea de 6 pe care le am eu sunt, parcă sunt, doar se ridică ele în sus. Da, fac treabă. Brotherii mei, se pare că numai... Ia să vedem, trage și la celălalt sau s-a dus ăsta peste, s-a dus peste el. Unde e, mă? Mamă, nu pot să-mi dau seama. A, a trecut pe sub el. Gata, gata, gata. Repede că se duce în brădiși. Repede, repede, repede. Nu m-a dezamăgit ora. Adică e ceasul 7:05. Am mai avut o trăsătură la... Vedeți că trece timpul. Am mai avut o trăsătură la undiță, dar tot așa, nu a vrut să meargă. A fost și timpul, brotherii mei, ia uitați. A picurat, nu, e, presiunea e harababură. Hai că-l iau pe aici, o să-l iau la japcă pe ăsta. Nu, a fost o vreme foarte proastă. Deci astăzi, luni, 22, cred, a? Ce scrie aici? 23, 23 a 5-a, ca să înțelegeți și voi. Luni, să spuneți și mie ce ați prins dacă ați fost pe unele bălți. Ia uite, garoiul. Deci, ca să înțelegeți că a fost o zi prostuță din punctul ăsta de vedere. Dar din punctul meu de vedere, a nu îl lăsa pe el să facă ce vrea și, bineînțeles, să stau de el, uitați popa pe-n gură. Vedeți? Asta e, deci am stat de el, am prins. Ca să înțelegeți că voi trebuie să fiți hackerii care fac combinațiile astea. Ce înseamnă să stai de el? Ați văzut? Da, uite câte ceasul. E ora 7:07. Deci a început pe seară, dar l-am mai ciupit la feeder, ați văzut. După aia am avut vreo 5-6, cam o oră în care am avut doar, am prins, cred că o dată la jumătate de oră. Și destul de greuț, dar vine. Sper acum să vedem pe seară, că nu mai e niciun pescar. A plecat și Narcis, el a luat vreo 7,5 kg, aproape 8 kg. Uite-l, brotherii mei, v-am spus și fiți atenți. E ceasul 7:13, cred că se vede, da? 19:13. Iar a venit la cealaltă, la feederul din stânga. Ca să vedeți că a început seara să mănânce. Exact ce vă spuneam eu. Dacă bălțile, majoritatea bălților cu plată ar face chestia asta ca să lase clienții să stea până mai târziu, fără să le mai ceară o suprataxă, deși că la 1 milion, 1,5 milion, 1,3 milion, 1,2 milion, cât costă taxa și poate nu prinde nimic toată ziua, să mai ceri încă o taxă, părerea mea, da, și mi-o mențin. Deci ar fi ok că, mamă, să vezi garoi ce e ăsta, brotherii mei. Ar fi ok pentru că ar mai pescui. Acum nu mă bag, nu am baltă, poate mă ajută Dumnezeu, că dacă mă ajută Dumnezeu să-mi cumpăr balta mea, am șanse să-mi iau baltă. Pentru o colaborare cu cineva, o să pomenească toată țara de ce baltă o să fac eu. Atâta vă spun. Ia uite garoi. Deci dacă o să-mi iau eu baltă, de condiții și de... ce fac eu pe balta aia, o să se ducă zvonul în străinătate. Și cu condiții și cu alea, fac eu căsuțe de nu cer niciun leu pe ele, o să vedeți voi, să dea Dumnezeu. Dar până atunci, sunt pescar și pescuiesc ca să arăt la toată lumea cât are, mă, fraților, mă. Ați văzut? A scăpat. Acum, pentru că s-a eliberat, că am detenționat. Fiți atenți aici. Hai să-l mai arunc o dată și după aia vi-l prezint. E chestia că trebuie să stați mai mult la pescuit. Uitați-vă cum mănâncă, pentru că e și peștele la bătaie. El nu mănâncă cârjă acum, nu e forță. Mănâncă mai apatic, mai... și trăsăturile sunt anemice. Ați văzut, mănâncă mai mult dimineața și seara. Dimineața am avut o cârjă, dar tot timpul zilei am ciugulit la... la feeder, atât. Nu aici în mal, nimic, nimic. Mortes. Ei, dacă mă duceam și umblam pe toată balta, poate găseam. Dar sunt convins că acum, până pe la ora 8-9, 8:30, nu o să stau până la 9, cred, să vedeți ce captură să fac. Ah, gata. Și am aruncat-o. E la locul ei. Și să vedeți garou. Ia uite așa aici. Băi, mă lași. M-a pumnit râsul cum arată, să mor. Oh my god. Ia uitați-mă, brotheri. Bă, așa mare, mă. Băi, brotheri. Oh my god. Ia uitați-mă ce e aici. Ce vorbești, mă? Tai de capul meu.
Ia uite, bă, ce rapid a fost ăsta. Bă, mă lași. Bă, brother, ce-a tras de ea, bă. Mamă, ziceai că e ciortantă, brother. Da, după cum observ, e trăsătură pe seară. La pellet feeder. Deci m-am îndrăgostit. Cred că după întâi, când îmi fac eu niște drum până la broderii, la Claumar, mă duc și mi-au să văd ce au pe acolo. O să iau niște pellet feedere, dacă nu le comand, din altă parte mai caut. Vreau să am câteva zeci de pellet feedere, pentru că sunt foarte, foarte bune. Pellet feederele sunt primele, deci cu oricine care vrea să se contrazică cu mine, să se contrazică, să vedem dacă îl ține contrazicerea. Pentru că la astea ai cea mai mare prezentare. Ia uite, haide, e un fir de 0,20. Cum face? L-ați văzut? Firul de 0,20 e cel de la Claumar. Cum se mișcă? Se ducea stânga-dreapta. Firul e cel de la Broderii Claumar și ei când spun că e destul de rezistent, chiar e rezistent. Ați văzut? Uite, se vede firul. 0,20, pentru că nu vreau să umblu pe 0,22, 0,25. E o finețe, da? Mai am alte molinete și pun 0,25 că văd la pești mai măricei. Deși că ar trebui să am... Dar o să-mi pun, iau eu un fir de 0,18. Nu, 0,16, pardon, la fidere. Să fie și mai pericol. Uitați, brotherii mei, i-am dat sânge până azi, l-am spart azi. Pellet feeder-ul e cel care desface, deci e cheia de la toate lacătele, hai că da, pentru că se umple și ușor, adică aveți celebra combinație de a umple cu mâna, fără matriță, fără nimic, să spuneți, mamă, nu l-am umplut ca lumea, nu l-am încărcat bine. Doar că singura problemă pe care ar trebui să o rezolvați e cu cârlige micuțe și echilibrate, cu pop-up-ul pe care îl folosiți. Chiar o să fac eu zilele astea un video, că tot zic, dar sunt dependent de pescuit. Și îl umpleți așa, cât se poate, un 80% din capacitate, presați un pic aici pop-up-ul și mai puneți tot așa un pic de nadă. Și presați, dar nu foarte tare, da? Vedeți? El când ajunge în apă, pătrunde apă prin toate găurelele, peștii n-au de unde să vină să mănânce decât prin singura gaură care e aici. Așa că, inevitabil, ei se vor auto-înțepa. Ca să înțelegeți, mamă, de ce prind și de ce spun eu? Să vină cel mai șmecher, cel mai mare, cel care a inventat pellet feederele, să-mi spună mie că, domne, nu, tu ce pescuiești, pescuiești greșit. Nu, 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 dacă îmi zice mie chestia asta... Înseamnă că nu știe despre ce vorbește, nu că nu știe cu cine vorbește. De câte ori am venit la pellet feeder, am făcut azi și o partidă cu metod. Nu am avut prezentare, deoarece pe substrat sunt plante, e vegetație, adică plante sunt varză, salată, roșii, și vegetația încurcă metodul, cade într-o parte, cade încărcătura, nu mai e ce trebuie, nu se prezintă cum trebuie, ca pellet feeder-ul. La ăsta, indiferent cum cade, n-are cum să nu-l ia, deoarece îl ia prin singura gaură de golire. Punct. L-am luat, mă, l-am luat. Iar, broadării mei. Deci eu când vă spun că e pellet feeder-ul șmecher, Rinder, hai că să văd câtă cameră mai am, câtă baterie mai am la camera aia și o pun pe smart, o pun undeva pe vârf, gata. Începând de acum, o să vedeți trăsăturile. Hai că o pun eu cu zoom, cu ceva. Ai sus! Mamă, băi, băieții mei! Mă, ce pește e în gârla asta, mă, brotherii mei, mă! Mă, ce pește e, mă, bă, ăștia n-au pește mic, mă! Ia uitați-vă, mă! Păi, doamne, fiți atenți cât de perfect e! Uitați-vă puțin la colorit! Băi, dați-vă, mă, cu părerea! Uitați-vă că e peștele bălții, nu e de la furajat, nu are un solz lipsă. Dacă are un solz lipsă, eu îmi tai piciorul. Uitați-vă cum arată, original al bălții, n-a fost înțepat niciodată. Uitați-vă, mă, la colorit, bă, am înnebunit, mă, așa pești. Vă dați seama după coamă că n-a fost prins în... Ia uitați-vă și voi, după coadă și să vedeți gust pe el, original, nu dă ea băgați de la... Hai că trage și la cealaltă, da, da, da. Ah, cred că l-am scăpat. Haide că a început nebunia. Hai să nu mai... Ați văzut? Că a început nebunia, gata. Ia
Hai să dăm pe ei. Ia să vedem, brother, că ați văzut, v-am arătat și pe cameră. S-a văzut pe cameră când a tras, că am pus camera să se vadă bețele. Ei, nu mă lasă, nu mă dezamăgește pelet feeder-ul. Și care? Ăsta, pelet feeder-ul ăsta al meu. Ăsta frumos. Ia uite cum se bagă în brădiș. Ei, aici nu-mi place, că dacă se bagă în brădiș, îl pot scăpa. Uite, de fiecare dată umplu minciocul de brădiș. Chestia asta nu-mi place. Da, n-am ce să fac. Vedeți? N-am ce să fac. Ia uite, el iese cu brădiș cu tot. Ăștia nu mai sunt carași, sunt garoi. Șobolanii ăștia sunt direct garoi. Fiți atenți cât de frumos e și ăsta. Oh my God, ce frumuseți. Ce frumuseți. Mamă, ce l-am luat, brother, ați văzut pe cameră? I-am lăsat vârful. Îmi pare rău că n-am pus mai devreme lanseta ca să vedeți. Ce țăpușă i-am dat. Ia uite, fiți atenți cum îl ia pe ăsta la japcă, că e mai mic. Haide, mamă, la fix. Tu-i nebunule, te duci înapoi în apă, hai că nu. Și ăsta zici care sifilis pe el. Stai, mă, ușor de brother. E mai micuț ăsta, nu? Ăsta e mini garoi. Da, e. Bă, nu știu cum seara i-a venit. I-a venit rău. Uite, mă, ce colorit frumos, ce original. Foarte bine. Mamă, ce l-am prins pe ăsta, nu mai scăpa. Hai că da. Ăla e, brother. E ora, dacă cumva vă întrebați, un click pe ceas, 19:52. E? Ce să facem? Bă, ce bătrânțică bună, bă. Brother, l-am luat încă o dată. Tot aici. Și ați văzut pe cameră cum trage. Încep să mai l-am modificat. Am pus, dar o să vedeți mai des. Ia să vedem. S-a dus în ălălalt, ia. Hai, brother, ha. Gata, mă, l-am salvat. Ați văzut că-l iau la japuite, se duce în... Bă, dar de fiecare dată se duce... Ia uite, mă, s-a băgat în brădiș. Bă, ești nebun. Dar să-l scot ușor, așa că... Ia. Gata. Haide, haide. La pop-up. Opa! La pop-up, unde l-am spart. Mi-am făcut un prieten aici, Ștefan îl cheamă. Îl salut dacă se uită la video. Oricum se uită Ștefan aici. Ștefanel are 10 ani, e în clasa 3-a. A 3-a B, nu? E în clasa 3-a B, îl salut. E brotherul meu. Stat lângă mine. E pe zonă, dar a plecat. Și data viitoare poate îl bag și pe el în video. E și el pescar. Poate fac cadou o undiță, să vedem. Îl iau, l-a filmat cu mine la pescuit, al nostru. E drag de el, e un băiat dulce și cu minte. Și eu scot nenorocirile din pește ăștia. Ca să vă faceți o idee despre partida de azi și partida de data trecută, e 19:55 și n-am mai avut țac la undiță, să nu vorbesc aiurea, n-am mai avut țac la undiță de la ora 11. Deci de la ora 11, de când am luat, am tot schimbat într-una. Pătrățică, pătrățică, pătrățică. Uitați-vă și voi, pătrățică și o pătrățică de... Îți plouă în gură, e perfectă, e perfectă, absolut. O pătrățică de asta, ia fiți atenți. Uitați. Uitați cum arată și cât de perfectă e, uite, ia uite, ia uite. E absolut perfectă, maxim, deci
Hai de capul meu. O să vedeți cu aceeași rețetă pe care o am eu și cum fac mămăliga. Băi, e perfectă, e nenorocire numărul 1 pe glob. Doar că nu a vrut să mai mănânce aici. Nu vedeți nimic, nici roșioară, absolut nimic. Și ați văzut, vedeți că e ora 8. Ca să vedeți cum a fost partida de azi. Fiți atenți că tanorul vine de acolo. Brother, zici că sunt la munte. Mamă, ce e acolo de brotherii mei. Fulgere, nenorociri. Mamă, ce e acolo. Deci azi oricum a fost o zi prostuță. Dar din punctul meu de vedere am ciocănit. Pentru că sunt pescar. Și sunt pescar, am cheia, răbdare. În sfârșit, fraților, primul caras la ora 8 și 3 minute la undiță, ca să nu vă vină să credeți. Primul caras la pătrățică. Și nu-i caras, e sompitic. E sompitic. Hai că, mamă, bine că n-a înghițit. Mamă, cât a somnul pitic. Mamă, deci la mămăligă, ca să vedeți. Mamă, ce-am zis că e caras. Ce e caras, brother, că... Ah. Unde să prind eu 10-15 de ăștia? O să vedeți că o să merg. Uite ce rău e, bă. Mamă, ce l-am luat, brother. Ia uite. Mamă, ce l-am luat, brother. Oh my god. Ce l-am luat, brother, în direct. S-a văzut? S-a văzut, hă? Cred că e frumos. Mamă, ce... O fi scăpat? Băi, a scăpat. Mamă, ce trăsătură puternică. Poate a trecut... Să încapă, ca să mănânce... Nu, poate să treacă, uite cum trebuie. Ați văzut, brother? L-am luat la stânga. Stânga și pentuneric, așa. O să vin să fac săptămâna viitoare o partidă de noapte cu starleți pe feeder. Cât e ceasul? Repede să vedem la ce oră l-am prins pe ăsta. 8:26. Ai și state în auzi? Uite nora acolo în față, zici că e Nagasaki. Ușor așa, ușor să nu facem gălăgie. V-am spus că pot să stau indiferent. Ia. Aole, nu te zbate acum, mamă. Hai sus. Mamă, ce frumos e. Hai că e bun. Să nu se... De unde s-a încățat? L-am luat de nări. Păi, de nări l-am luat. Ia uitați, brother, stai mă, mamă, ce energie are, ia uite cum alunecă, hai că da, ai sus? Mamă, l-am luat de nări, la japcă l-am luat, oh my god. Știți de ce vă spun asta? Că am mai dat câteva țacuri mai înainte și după aia... N-a fost serios, nu s-a lăsat bine și pac, s-a dus și pop-up, s-a dus tot, cu nasul a vrut să tragă pop-up, ăsta trăgea pop-up-uri pe nas. Hai să punem un galben. De odobești, că e ce trebuie. Și să aruncăm din nou, hai. Că vreau în seara asta să văd dacă mai merge, mai stau. Vreo jumătate de oră, mai stau și până la... Câte ceasul? Ia să vedem repede. 8:27. Până la 9 tot stau, în jumătate de oră, vreau să văd ce prind. Oricum, dacă se întunecă sau dacă, dar nu începe ploaia. Auzi norul aici. Nu începe ploaia, dar... Ăla e. Vreau să văd ce mai prind acum pe înserate. O la undiță e moartă. A murit moartea la undiță, vreau să mă credeți. Nimic, nimic, vedeți? M-a salvat feeder-ul și nu numai feeder-ul în sine, pelet feeder-ul. Cu siguranță ar fi mers și la metod, dar problema principală e pelet feeder-ul. Pelet feeder-ul e cel care va duce pește pe patul de nadă. E la ei acolo. Bravo! Luat! Da, brodăraș, da, da. Dreapta și-a făcut talentul.
La dreapta e treabă. L-am luat pe garas. Așa, brodărașii mei. Nu, oricum e clar că din ce v-am spus, mănâncă seara. Mănâncă seara mai mult decât ziua. Foarte bine, foarte bine. Ia să vedem. Stop, o să mai și eliberez din el, că nu iau eu atâta pește. Ia să vedem. Dar vreau să-i numărăm, să vedem cât am prins. Știți cum fac eu. Ia, hai sus. Mamă, ce garoi. Oh my god. Vedeți ce cârlige puternice? Și ce fir power. Mamă, ce ai. Jumătate de kilogram. 2 la kilogram. Da? Ia uite. Mamă, ce-a venit pe seara acum, de broadări. Hai că l-am nenorocit fish hacker pe zonă. Țineți-vă copiii în casă când vin la pescuit. Băgați copiii în casă să-și ia lansetele și să iasă la pește când vin eu, că e treabă bună rău. Hai că l-am luat și eu, în sfârșit. Primul caras la undiță, broadări. Băi, mă lași la ora 8.45. Hai de capul meu. Adică nu primul caras de pe ziua de azi. Primul caras de la ora 11. Ce vorbiți, mă? Și pe ăsta cred că s-a băgat în brădiș. Ia uite-l. Hai să las un pic să iasă de acolo. Băi. Aha, a ieșit. Mamă, ce mare e. Aoleu, eu îl ridicam, dar am uitat că am fir de 14. Mamă, ce nebun. Hai să-l aduc aici. Băi, ești nebun, am uitat că nu mai am firul ăla de 16, am pus unul de 14. Băi, dar nu se poate, mă, așa. N-a vrut, mă, fraților, deloc. Băi, dar nu pot să cred. Nu. Dacă venem numai la undiță, spunem că nu are balta pește și cine știe ce mai spunem. Vedeți? Bine, nu eu. Nu e și cazul meu. Ia uite-l. Mamă, ce cald e, că e pe cald. Bă, uitați-vă colorit pe el. Nu are un defect. Hai, ce frumusețe, băi. La pătrățică am pescuit. Deci nu pot să cred că nu a mers deloc aici. Ați văzut? Vedeți cum e? O partidă nu seamănă cu alta. Aoleo, fiți atenți cum pescuiesc. Uitați așa. Îi pun o mămăligă. Am tăiat cu bulețe. Băi, fraților, știți cum e mămăliga asta? E șmecheră rău, rău de tot. Și acum pe asta am aruncat-o mai în față. Țin eu mâna întinsă. Deci am dat un pic mai departe. De atras. Înseamnă că e vegetație aici. Nu știu. Nu, asta nu mai pun. Nu a vrut deloc azi. Am încercat în toate zonele. A mers foarte prost. Și Narcis s-a mai aprins și el, dar... Na, nu peste tot. Hai că l-am prins și pe ultimul. Mamă... Ia uite, bă, ce sălbatic e. Ultimul, brother, că gata, se întunecă. O să vin să fac party. Mamă, ce pe el? Băi, mă, lași. Cum se poate, mă, așa caras? Băi, mă, lăsați. Băi, mă, lași. Băi, nu se poate, mă. Bă, mă bufnește râsul cât de mari sunt să moară familia lui Larisa. Asta e gluma pe care o zic. Nu se poate așa ceva. Sunt mari rău de tot, mă, brotherii mei. Mai e și sunt pitic, dar ce ai de capul meu? Gata, ajunge. Haideți să vedem ce am prins, că s-a întunecat. Ia uitați, norul ăsta. Mamă, zici că e bomba de la Hiroshima. Mamă, ce mare e să... E bine că nu plouă, da? Oricum n-ar ploua. Ia uitați-l. Bă, brotherii mei, mă credeți că are 700 de grame? Hai că un 600 are sigur. Băi, nu se poate așa ceva. Ia uite, a sărit. Haide. Nu mai au loc în găleată. Am 6-7 pești, n-au loc în găleată. Să vezi cum îi pun iar în două găleți. Hai că da. Fiți atenți cum facem. Hai să începem să facem așa. Direct de acum.
Hai să închid și camera. Cu camera asta filmez fiderele când trage. Da, gata, ajunge. Hai să dăm stop cardiac. Stop, stop. Pe zonă închidem clapeta și gata, ajunge pe ziua de azi. O să pescuiesc așa, dar am eu o setare din cameră în care îi dau zoom-ul manual, luminozitatea, infraroșu, dar acum nu știu cât de mult o să se mai vadă. Hai că nu prea se mai vede, cine știe ce, dar tocmai de aceea. Hai că da, hai că s-a făcut bălăceală, gata. Deja m-am stricat cu faza asta. Pentru că trebuia să vărs apa separat. Și avem un garoi. Doi. Ce, mă, numai garoi mari. Doi. Trei. Ăsta deja, acum deja am un kilogram. Trei, patru. Cinci. Somnul pitic nu-l mai punem la socoteală. Trebuie să-l iau de țep să nu mă înțepe. Deci am 5 carași până acum, da? Ok, hai. Deja o să-mi aprinde telefonul, că s-a întunecat numai. Gata, ajunge. Mamă, ce caldă e apa, broadă. Mamă, aș face o baie. Deci am 5 până acum, da? Mamă! N-a mers foarte bine azi. N-a mers foarte bine. Deci am 5 până acum, da? Hai că cât o să se vadă, nu știu cum să fac eu cu lumina, n-am luat nici lanternă. 5, știți cum facem? Fiți atenți. Nada care e aici, le-o dăm mulțumire și avem 5 carași. Se mai vede, mă? 5 carași. Stați să iau telefonul ca să aprind lumina. Bun, și avem 5. Până acum 5 carași, da? Se vede mai bine acum, da. 5, hai că au și ieșit. 6. 7. 8. 9. Mamă, ia fi atent aici. 10. Oh, ăsta ce caut aici? Oh my god. 11. Ia uite altul. 12, au ieșit din sac. Până am căutat eu telefonul. 12, da? 13. Băi, ce frumos sunt. 14. Mamă, cât de negru e ăsta. 14. Pun și găleata asta. 15. Ia să văd, mă, mai am încă 15 să fac 30. 15. 16. Băi, ia uite, băi, ăsta e cel mai mare. Ia uite-l, mă. 16. Oh my god. 17. Stai. Mamă, ce greu e cu o mână și cum fuge. Ia uite-l, mă. 17. 18. Haide, brother. 19. Data viitoare mi-a codiță. 20. 21. Mamă, ce șobolani. 22. De bucăți. Hai repede, brother. Hai mai repede. 22, ăla a sărit acolo, nu se pune. Aici, 22, da? 23 cu ăla care l-am pus acum, nu cu ăla care a căzut, 23, 24, 25, 26, pun în două gălesc că n-au loc. Hai mă, n-am eu 30, 26, 27, 28, e bine. Stai să aprind ăsta, gata. 28, hai mă. Bă, ești nebun? A, încă unul. 29 de bucăți. A, mai puțin ca data trecută, mă? 29 de bucăți, de broadări. A, mai e aici? Mai e unul. 30. A, hai mă, cam 30 de bucăți, mă. Gata, acum chiar că nu mai e. 30 de bucăți. Asta înseamnă... unde e cântarul? Uite-l aici. Hai că se vede, ia, stai să bag telefonul în buzunar. 29 de bucăți înseamnă că, hai să nu cade telefonul, să strâng firmoarul, înseamnă că prima găleată are
uite așa ca să se aprinde. Prima găleată are 3,7. 3,7. Prima. Și a doua, da, să-l dăm la 0. 3,7. Și a doua, 3,8. Stai să se oprească. Stai să nu se mai zbată ei. Uite, 3,9. 1, 3,7 și 1, 3,9. Și dacă scădem, 3,5 să spune la aia fără găleată și la asta 4 kg, să punem 7 kg jumate de pește. Bă, nu e rău chiar deloc. Gata, brotherii mei, ne luăm la revedere. Nu se mai vedea ancora. A fost o zi destul de prostuță. La undiță am luat câțiva carași, ați văzut la început. M-a salvat feeder-ul și pellet feeder-ul, exact cum încerc eu să vă arăt și să vă spun ce e cel mai bun pentru a pescui. Mamă, în seara asta chiar că am stat, dar nu era destul de întuneric dacă nu era norul ăsta care a eclipsat toată partea cerului. Oricum e foarte frumos afară, zilele următoare nu va ploua, nu vor fi zile în care să plouă, dar bate vântul, asta e, noi suntem pescari, ați văzut. De fiecare dată când vin la pește, prind. Nu că sunt eu șmecher sau că folosesc cine știe ce fel de substanțe. Nu, am răbdare și stau de el. Numai garoi mari, ați văzut? Numai garoi, numai șobolani mari. Foarte frumos. Aproape la fiecare partidă câte o baltă nouă, ați văzut? Și o să merg pe alte bălți să vedeți cum dau eu normele peste cap. Vreau să învățați și voi din ce fac eu și din ce vă arăt cum pescuiesc, cu ce pescuiesc, cârlige, tot. Să fiți toți pescari șmecheri, smardoi. Hai, vă pup și ne auzim în partida următoare, brotherii.